Iluminatorul poate să fie în foarte multe forme din punct de vedere al texturii, adică poate să fie textură cremoasă, textură lichidă, poate să fie textură compactă. Face parte dintr-un trend de aproximativ, nu știu, 7-80 ani, nu mai țin de când a apărut. Este foarte pe val acum și datorită tot ce înseamnă plaja de influencer și în special machiajul corean. Ei bat foarte mult monede pe un ten perfect, proaspăt, frumos, iluminator. Iluminatorul se folosește pe punctele de interes ale feței, ca să zic așa, pe punctele înalte, adică pe pomeți, pe puntea pometelui, se folosește pe arcada sprâncenoasă, un pic pe nas, dacă ne permite forma anatomică a nasului să-l iluminăm puțin, un pic pe arcul Cupidon și chiar pe pomeți, sau poți foarte bine dacă e vorba de o ședință foto sau de un spectacol de modă, un fashion show, să folosești chiar un text foarte glowy și foarte foarte umed, cu mă rog, să pară umed, pentru că se vede foarte frumos. Iluminatorul se folosește foarte simplu, fie că este vorba de o textură cremoasă, fie că e vorba de o textură compactă, se pot folosi ori una, ori cealaltă, se pot folosi împreună pentru a da un efect mai puternic. De preferat, din punctul meu de vedere, este ca particula luminoasă, cea care reflectă lumina, să fie cât mai mică pentru a da un efect cât mai natural. Există și particule puțin mai mari, bineînțeles, ca la bronzer, de exemplu, care chiar dacă reflectă lumina și e un pic mai mare, obții un efect mai puternic de iluminare al feței. Este de preferat ca pentru persoane care au pielea deja lucioasă, doar pentru că au un ten mix, doar pentru că au un ten gras sau pentru că au o tendință de, nu știu, sau folosesc fonduri de ten care sunt ele, au iluminator incorporat sau au o textură care să fie foarte luminoasă sau apăsă sau care reflectă lumina foarte puternic, atunci încercăm să limităm aplicarea produsului de iluminare pe piele, pentru că pielea în mod natural are un luci al pielei datorită sebului care se secretă de glandele sebacee. Iluminatorul se poate folosi și pe un ten matur, un ten deshidratat, un ten care are linii fine sau linii chiar un pic mai vizibile, dar de preferat să se folosească o textură cremoasă care și cu particule foarte mică, care să ilumineze pielea, dar fără să accentueze liniile care sunt deja pe față prezente, pentru că putem foarte bine, prin aplicarea produsului de iluminare, să facem exact opusul a ceea ce ne dorim, adică să accentuăm mult mai mult liniile fine sau chiar ridurile care sunt deja instalate pe față. Se pot folosi inclusiv creme speciale sau sunt primere care se pot folosi în amestec cu fondul de ten sau înainte de fondul de ten care luminează, pentru că au particula suficient de puternică încât să penetreze stratul de fond de ten sau de alt produs care e aplicat ulterior. Sau pentru un efect umed poți să folosești chiar niște creme sau niște geluri, sau pe plapă se pot folosi inclusiv glosuri de buze, sau sunt anumite produse care sunt glosuri speciale pentru machiaj. Se pot folosi pe plape, nu se strâng atât de repede ca un gloss normal, iar efectul este fabulos, adică se vede impecabil.